ce șmecheră e fata, ta-na-na-na-na-na. Ce meclă de curcă plouă asta, e, bă? Sunt deprimat. Aoleo! Andropauză, menopauză, care-i cauza? Știu! Nu-mi spune! Nu-mi spune! Ai luat leafa și în sfârșit ai reușit să nu mergi până la 15 și ai dat seama ce mică ai! Bineînțeles, și leafa! Auzi, bă! Știi ce am eu aici? Da, un pachet. Aoleo, dar prost mai ești. Normal, mă, că un pachet, că doar nu e un meteorit, e o captură de droguri, mă. L-am și chemat pe Matescu să vină, să o ia, să o ducă la centru. Auzi, da, Chiorete unde e? S-a dus peste drum să-și ia o prăjitură. O prăjiturică? Mă duc și eu să-mi iau un tort. Vrei ceva? O iubită sau o mașină. Auzi, măcar un câine. Nici n-ai pretenții, mă. Auzi, dacă vine Matescu, îi dai pachetul ăsta, da? Ce poți să-mi facă, mă? Și așa sunt bard. Mama voastră de speculanți! Bă, niște speculanți! Prăjituri făcute din scârcenie! 1,50 lei am dat pe ele, n-are pic de gust! Aha, vă regrăm din zahăr! Îți dai zahăr ori sare? Da! Așa, mă, nene! Așa? Așa, luăm tot zahărul. Nu te lăsa, nu te lăsa. Mersi. Și azi, Vanda mea, merge treaba la agenție? Merge, Olaie, nu mișcă nimic. Statul vrea dările, n-avem nicio comandă și uite așa ne înglodăm în datorii. Păi și ideea lui tanti cu firmele pentru bebeluși? Pupăză, firmele pentru bebeluși sunt de două feluri. Alea mari, care lucrează cu agenții faimoase, și alea mici, care ne plătesc în scutece și lapte praf. Ce să fac eu, mă, cu ele? Că firmea nu consumă atât de mult. E o mână de om. Cât lapte poate să bea? Păi, stai așa și ce facem? Trebuie să găsim un investitor. Auzi, dar niște mălai, niște bani din urmă n-avem de luat? Că Bela zicea că gem contractele de bănoase ce sunt. Unde-s banii? Unde-s banii? Banii sunt doar pe hârtie, nu sunt fizic. Sunt doar de primit de la datornici și atâta tot. Păi foarte bine, atunci să-și plătească datoriile. Nu vor să-și le plătească, pupăză, pentru că nu le pasă. Dacă patronul e în pârnaie, știi cum e la noi, la români. Și eu n-am autoritate, că nu mă știe nimeni de șef. Și asta face rău la imagine, pentru că nu mai vin clienții la noi. Nu ai autoritate, dar ai experiență de recuperator. Ești profesionist. Știi cum să te impui și să le bagi stricanoase. Asta am pus să fac, pus să-i bat, să le stune apa în cap, dar... Mă, știi, mă, că nu sunt un om violent. Ce vrei să fac eu? Măi, am două cuvinte. Intimidare și șantaj. Încerci întâi să-i sperii. Cu amenințări, cu povești macabre despre tortură, mă, cu pumnul dacă e nevoie. Și după aia, dacă nu cedează, îi șantajezi. Și dacă îi convingi, te umpli de bani. Bă, pupăză, deștept ești, mă! Uite, tocmai te-am făcut bogat. Vezi ce om bun sunt? Da, pentru că tu ești om bun. Altul, dacă era în locul tău, nu era bun. Și era rău. Da, și uite, nu mă opresc aici. Încă te ajut. Fii atent. Ia de aici, le-am pus la rece, la congelator, ca să nu se strice. Mamă! Este lista de aur cu cele mai tari petarde din producțiile de ochiate. A furat-o eu mai demult de la Bela. Ia auzi, infidelule! Hai, mă, ce vrei și tu? Aveam nevoie de o infuzie de imaginație ca să-i fac față Belei. Mă. Nici nu vrei să știi ce viață grea am avut cu ea. Ce mă punea să-i fac, vandame? Mă, nici nu se poate povesti în cuvintele existente. Trebuie inventate unele noi. Păi când venea ea... Băi, și când se desfăcea așa odată, mă trăgea spre ea, îmi punea un lămpaș din ăla așa pe frunte și când intram... Gata, pupăză, că nu e nevoie să învăț cuvinte noi acum la vârsta mea, da?
Ce trebuie să fac cu panaramele? Ce să faci? Te folosești de ele ca să obții bani. Și când îi recuperezi pe toți, îmi dai și mie acolo un 50% pentru campanie. Din banii firmei? Păi și cine aprobă? Păi aprob eu. Cum să nu aprob? Băi, mușchi, mă, cum poți să crezi tu, mă, că viața n-are sens? Da, mă? Și care-i sensul vieții? Ia zi. Păi, care-i sensul vieții? Păi, pot să zic eu acum, eu, ție, aici, care-i sensul vieții? Da. Păi, uite că zic, na, sensul vieții e să bei, să mănânci, să te distrezi și să-ți iei mașină. Bă, păi și dragostea? A, și să faci dragoste, normal că să faci dragoste, dacă ai cu cine. Uite, în pochiul de ăsta a descoperit sensul vieții. Sinfiză, dar nici... Adică... Nu e chiar așa grasă, mă! Poponeț, ți-am ordonat... Să scoți barca afară de zece! Până nu s-a balică, a? Ce-are, mă, asta, nebunița? Bă, ăsta, mă, ceva? Mă, dacă-l vede Mateescu, s-a terminat cu cariera lui. De ce crezi că o să supere Mateescu așa rău încât o să moară? Pitule, nu! Cariera lui Mateescu s-a terminat, a lui Chiorete! Ah, lui Chiorete! Nu vedeți, mă, cum mugești. Nu vă deranjează, Laure? Și de mult s-a dracu-i plină de lapte să iasă afară, că găsește dracii și pe voi. Doamna mea e terminată și găsnicia, mitocanule! Dacă vorbește, să ne apere bunul Dumnezeu și domnul Boca. Doare în fund! Tu ești o finuță, mă, cum să vorbești așa? Ce n-ai... Dar chiar sunt, dar mă doare la propriu din cauza ajutului bătăranului. Divorțez, mă, divorțez, asta fac. Sunt în sura cu vaca. Sunt în sura cu vaca. Băi, hai să-l luăm de aici, până nu vine Mateescu să-l găsească, că s-a nenorocit. Haide, băi! Mușchiu, mă, să rămâi cu el acolo, să nu cumva să iasă, da? Așa. Trăiți. Unde-i pachetul cu droguri? Acolo, pe birou. Păi, bă, la telefon mi-ai zis că e sigilat. La asta văd că e umblat. Cine a umblat în droguri? Mușchiu! Mușchiu! Tu ai șef. Ai luat din droguri. N-am luat, șeful. Doar am verificat să nu fie țeapă. Să nu vă duceți la laborator cu zahăr, că au mai fost cazuri. Știi tu, mă? Bă, să dea naiba să vă prind drogați? Atât vă spun. Doamne, apără, bine că am scăpat. Unde-i băul de Mateescu? Bă, tu totuși ai luat. Că altfel nu urlai așa, mă. Începe să-și facă drogul efectul, a? Nu, eu, șeful, mă. Nu tu, tactul. Hai cu mine la laborator să-ți fac analiza. Mușchiulică, mușchiulică, ai luat-o pe făină? Adio, poliție! Bă, vino, luai pe ulei, bă! Hai, bine că s-a dus, că dacă refuza, intra în belea acum! Dar de ce, mă? De ce să refuze? Că el știa că n-a luat nimic! Iese negativ la testa și l-a scăpat și pe ăsta! Îți dai seama ce gest a făcut mușchiulică? Extraordinar! Unde-i vaca? Nu... Uite-mă până la el! Nu pot, că mă doare fund! Bună ziua! Bună ziua! M-ați sunat mai devreme. Eu? Da, sunt Pompiliu de la cofetărie. Ah! Domnul Pompiliu! Luați loc, bine ați venit! Da, mulțumesc! Ia spuneți despre ce... Nu știu cum să încep, așa că... Mai bine încep direct. Vedeți, dumneavoastră, cofetăria are o mică datorie către agenția noastră și e neplătită cam de multicel. Ah, păi da, dar nu mai e valabilă. Agenția?
Stoi, domnule, și un pic, dacă patroana are probleme, asta nu înseamnă că firma nu merge. Deci e valabilă, chiar foarte valabilă. Reclama nu mai e valabilă. Când reclama respectivă apărea o prăjitură care acum nu o mai vând, nu mai... Păi tata, reclama era pentru cofetărie. Nu, domnule, n-ai înțeles. Păi ce-mi trebuia mie reclamă pentru cofetărie? Nu scria la intrare că e cofetărie? În schimb, prăjitura era mai mică și nu se vedea de la intrare. Tocmai de-aia am făcut reclama. Dar acum, dacă nu mai e nici prăjitura, nu mai e nici datoria, nu? Stai puțin, că reclama a fost pe TV, a văzut-o toată țara. Da, domnule, a fost, e adevărat, cum spuneți dumneavoastră, a fost și reclama, și prăjitura a fost, și datoria a fost, da? Trecutul e mort acum. Plâng gropăm că... Ok. Auziți, ce? Ia, vă alegeți una din fișele astea de aici. Care vreți, nu e nicio problemă. Domnule, pleacă cu prostiile dumneavoastră de aici, nu ține la mine asta, sunt om serios. Nu știu, că credeam că ține, că vă văd bărbat sau cel puțin așa îmi păreți. Păi da, dar nu ține figura, adică ce vreți să faceți? Să-mi trimiteți o prostituată care să mă convingă sau să mă convinge să vă dau banii, datoria? Păi așa de prost mă credeți? 2000 de euro o prostituată, păi nu merită ea nici cât ar fi de frumoasă. Îmi iau 10 pe banii ăștia. A, nu. Fata pe care vă trimiteam acasă, vă trimiteam gratis. Acasă? Hai, domnule, nu se poate, că am și o soție acasă. Cum? Păi asta e și ideea. Eu vă scap de soție. Panorama noastră va susține că este amanta dumneavoastră de foarte mult timp și va cere divorțul ca să o luați pe ea de soție, așa cum i-ați promis. Și credeți-mă, nu o să puteți să negați, pentru că fetele noastre nu sunt ceea ce par. Sunt actrițe de filme pentru adulți și au teatru în sânge. O pe meserie rău de tot. Credeți-mă, 2000 de euro, eu cred că e o sumă frumușică ca să vă puteți păstra soția. Nu-ți dau nici 200, că mi-am mâncat zilele. Dar ideea asta cu actrița e bună. Poate așa scap și eu de nevastă mea, mi-acceptă divorțul și sunt liber. Uite, pentru asta îți dau 100. Ce? Amice, mi-e clar că la femei nu te pricepi. Poate te pricepi la pirotehnie. Că oarecum lucrezi în branșă. Deci livrezi și pe la nunți, livrezi și pe la petreceri, îți plac artificiile. Dacă nu știi să apreciezi o femeie frumoasă, poate apreciezi un dispozitiv artizanal care o să-ți arunce în aer amărâta aia de cofetărie, bă! Stai că nu aud eu prea bine? Mă ameninți cu moartea sau ce vrei să spun? Nici vorbă! Eu doar îți preziceam viitorul. Și în viitor apropiat, la cofetăria ta o să aibă loc o mare explozie. Și uite așa o să te specializezi tu în făcut eclere cu moloz. Nu mă crezi în stare? Habar n-ai ce relație am, bă! Habar n-ai că te-am înregistrat, bă! Și o să mă duc chiar acum la poliție. Stai, mă! Ți-arăt eu ție! Bă, prietene, domnul Pompiliu, vă reduc la 1000 de euro, e bine? Datoria se șterge de tot! Îți vine să crezi 3 scrisori în 2 zile și niciun răspuns. Mamă, în ce hal dumnești? Nu mai bea gogule și vezi să nu torni suică pe hainele copilului că te spar. Cum să nu mai beau, mă, fata mea? Tu crezi că eu pot să suport pe viu realitatea asta împrună? Că nici nu mai vrea să audă de mine. Da, depășește, dragă, odată momentul ăsta. Ajunge! Și așa ți-ai pierdut o grămadă timp cu ea. Da, mă, dar în sfârșit era liberă, mă, că nu mai era cu poponeți, funduleț. Și puteam și eu să o recuceresc. Dar acum nu mai pot, că nu mai e liberă să fie. Că am închis-o eu! Înțelegi? Că un proște sunt! Mă, și ți-am zis eu, mă, să nu te cuțuică pe hainele copilului că te omor, mă! Ai grijă, și nu mai bea, nu mai bea! Și când ea nu va mai fi, voi aminti că a fost odată curat! Taci, că dacă o trezești, te sacrific! Taci! Auzi, mă, cred că nu mai e niciun pericol și putem să-i dăm drumul lui Chiorete. Dacă e încă tras, că drogurile astea au efect câteva ore. Nu e, mă. Păi. Ce caută hipopotamul la mine în birou? În loc să-ți șadă într-un bazin cu apă rece, să nu-i crape pielea. Hipopopopopopopo. Hai la tata!
Vă salut, să trăiți. Trăiți. Domnilor, am venit să reclam și o amenințare cu bombă la adresa cofetăriei mele. Uitați, am aici și înregistrată dovada pe telefonul mobil. O grinadă, o să sărim în aer. Domnule, la telefonul meu! Păi și dovada acum, eu ce... Am înțeles. Ce tare, am înțeles și a plecat. Mamă, dacă m-aveam numai pe tez de ăștia, n-am avea niciun caz, am fi cei mai buni. Au! Ce? Nu ți-am zis să scoți vaca afară din birou? Ce-am zis? Ce-am zis? Și totuși, mi se pare cunoscută. Nu-mi spune. Iar o neacostică. Vai, ce frumoasă e! Hâr! Afară! Hai! Nu te trage cu spatele, că o să ne-am furt, băi! Fundu! N-am ce să fac! Hai să-l ducem dincolo! Haide! Aușa! Da, pupăză. Am recuperat ceva prin metoda clasică și o mare parte cu ajutorul fetelor din lista plăcerii vinovate. Acum aștept să văd ce face una, Monica. Am trimis-o la ultimul datornic să-l amenințe că îi face praf căsnicia. Dacă iese, recuperez și ultima sumă. Auzi, trebuie să închid că cred că a venit ăla să-mi dea banii. Intră! A venit ăla care mă bagă în belele. Domnule... M-am convins ce spate aveți în poliție. Asta e cum am intrat în secție, mi-au distrus și telefon și probă și tot. Uitați banii aici de la mine și vreau să nu ne mai vedem în viața mea, să nu mai am de-a face nici cu dumneata, nici cu agenției, cu nimic. Ce-a fost, bă, așa greu? 5, 10, 15. Bună ziua! Să rămână, cantina la parter. Sunt soția unui nemernic. Un client vechi de-al unei fete de-ale tale. Să rămână cu respect. Ați venit ca să achitați datoriile soțului. Cum îl cheamă ca să mă uit aici pe listă? Nu mai contează cum îl cheamă. Contează că l-am prins cu o borfetă Monica și l-am bătut de l-am băgat în spital. L-a și mâncat? Pentru că după ce că făcea ce făcea cu ea, nici măcar nu avea de gând să o plătească. Și așa făcea. Își face datorii și nu le plătește. Să știți că și la mine are 1500 de euro datorie. Aoleu, păi înseamnă că e client vechi de-al tău aici. Nu e normal, dar așa sunt toți bărbații, doamnă. Serios? Nu mai ai încredere în nimeni în ziua de azi. Cred că am rămas singurul pe care te poți baza. Îmi dați dumneavoastră banii pe care trebuia să mi-i dea el? Eu? Niciodată. Eu am venit aici să reglez și pe tine, pentru că tu ești proxenetul. Eu? Da, și o să eliberez și toate fetele pe care tu le exploatezi. Și o să le dau și banii înapoi pe care tu le reții. Ce? Auzi, cocoane, știi ceva? Ia mai du-te la cadile și... Ia lași, mă! Uite câți bani face asta. Din prostituție. Și câte fete are la produs. Asta-i pe ea. Auzi, mă, Chiorete, dar tu chiar nu-ți mai amintești nimic de ieri? Nu. Mi-amintesc că am mâncat o prăjitură. Și după aia mi s-a făcut rău. Sigur a fost ceva în prăjitura aia. Păi pe chestia asta ordon controle amănunțite la nemernicul de ține cofetăria. Ca să nu mai dea așa ceva poporului, să vă fie clar. Și când m-am trezit, banii nu mai erau. O să râdă pupăză și cu fundul de mine, că tocmai îi spusesem că i-am recuperat. O să râdă, vă mă tem că e mai rău de atâta. O să creadă că-l minți ca să nu-i dai jumătate de bani, așa cum v-ați înțeles. Păi nu, cum să-l mint, că o să-i arăt rana pe care o am la cap. Da, și o să creadă că ți-ai făcut-o special. Scuză-mă, dar ăla pentru 2500 de euro e stare să-și taie și un deget. Păi și ce mă fac, că eu am vrut să le sun.
Bă, actrițe, să le cer să-mi aducă banii pe care ar trebui să-i dea huiduma înapoi, că doar n-au prestat nimic de ei. Dar cașalotul mi-a furat lista cu numerele lor și mi-a șters și apelurile din telefon. Atunci tratează cu huiduma, că ziceai că ai o carte de vizită de la bărbasul. Am încercat deja, am sunat. I-am oferit chiar 100 de euro pe listă, dar m-a refuzat. A zis că fetele își vor recăpăta libertatea cu banii returnați și nu mai pun eu mâna pe ele. De-aia nu vrea să mai am datele lor de contact. Bă, da, prost ai început. Mersi, așa, încurajează-mă și tu. Dar știi ceva, pisică? Sună tu. Spune o minciună de-aia gogonată așa ca ea. Că ești printre prostituate, că ai bani de recuperat, ora că o să vă întâlniți. Și când mistrața verifică dacă ești pe listă, i-ai smult listă și ai fugit. Sau dacă ți se pare că e om de înțeles, bagă-i sub nas contractul de publicitate dintre soțul ei și agenție. Să vadă adevărul, frate, că ăla îmi datorează bani pentru altceva, nu pentru ce crede ea. Și că nu-i atent de jap, i-ai furat lista și ai fugit. Ce-i cu tine în halul ăsta? Dacă te vede careva, am pus-o, du-te acasă. Dacă mă vede careva... Mă, Costine, mă! O parte așa, o să zic că sunt undercover. Adică sub acoperirea alcoolului. Ca să vă infiltrez pe treci aici, într-o bandă de alcoolici, traficanți de alcool. Mamă, cât alcool o să mi scurce la cap. Da, mult alcool aici, că mai dreptate. Mă, Costele, mă, te rog eu, mă, du-te acasă, mă. Nu mă duc. Nu mă duc până nu aflu vești de la alcool, de la cora mea. Și pentru treaba asta, uite, ți-am mai adus încă 10 sticluri, încă 10 scrisoriți să-i le dai și nu plec de aici până nu mă afama, până nu aflu răspuns la scrisoriți, să fie clar. Mă, Costele, poate că n-ar trebui să-i scrii atât de des, că excesele de orice natură dăunează și o să o presez și atunci o să facă urât și nu o să răspunde. Leo, care ești? Eu. Leo, divorțez de tine. Nu mai ești verișoara mea. Te scot de la corazonul meu ăsta mare. Mă duc să plâng. Tu te acasă, Costele. Ai putea dușa. Tu te acasă, du-te, te rog eu frumos. Tot în doliu? Vai, Chiorete, mi-e milă de el, n-ai văzut în ce hal e? Uite câte scrisori a adus și suferă săracul că aia nu-i răspunde și noi nici măcar nu-i le-am dus. Vrei să-i spunem? Mi-e teamă, Chiorete, cine știe cum o să reacționeze? E și beat. Și oamenii care au creierul afectat de substanțe toxice fac urât. Păi știu eu pe cineva care vedea vaci și alte animale. Cine? E, cine? O cunoștință. Un țăran. Tu ai cunoștințe, numai țărani? Intră. Ce mai vrei, mă, nene, mă, că tu ți-ai plătit datoria? Știu că am plătit-o, dar se pare că m-a ieșit dobânda. Ce dobândă? Da, da, dobânda și am venit să o plătesc, asta e. Cum e viața asta? Unii vin cu bani de acasă, alții nu-și plătesc datoriile și alții fură ce nu le aparține. Bine, ești lovit la cap, văd cum să fure cineva ce le aparține. Da, văd, văd că vezi că sunt lovit la cap. Da, da, așa nu spune, nu spune că îți dau exemplu imediat. E ca și cum cineva și-ar fura sigur căciula, nu? Ești plecat cu capul. Te rog frumos, ascultă-mă un pic. Îți dau bani. Dar te rog, scoate-mă din vizorul poliției, că nu mai suport. M-au căpiat cu controle la cofetărie, dar nu mai știu ce să fac. Vor cu toți neapărat să mă înfunde. Nu știu, te rog mult, ajută-mă. Păi ce treabă am eu cu controlele tale de la poliție? Păi sunt convins că tu i-ai trimis să vină pe capul meu. Că eu n-am dușman pe nimeni, nu m-am certat cu ăla, nu m-am certat cu nimeni. Nu, doar cu dumneata, cu prostia aia de reclamă. În rest, n-am pe nimeni să mă dușmănească. Mă, nene,
N-am nici în clin, nici în mânecă cu aia. Du-te la secție și rezolvă problema. N-am curaj să mă duc la secție. Dacă nu iei banii, nu mă pot duce. Nu... Atunci lasă banii aici pe masă și dacă mai ai probleme cu gaburii, mă suni. Mersi mult și te rog frumos, ajută-mă că nu mai știu ce să fac. Păi nu te ajut eu. Da. S-a închis laptop. Adică dacă las capacul, se închide. Când ridic capacul, trebuie să-l deschid din nou. Să-l lovi la cap. Nu ești pe listă, nu vezi niciun ban. Cum să nu fiu pe listă? Uit. Mai uită-te, uită-te mai atentă. Ia. Tanti, ascultă-mă cu atenție. Ascultă-mă! Soțul tău are un contract de publicitate cu soțul meu. Ăla de aici, parmatale, bostanul ieri. Ți-amintești? Așa. Uite aici contractul. Să știi că al meu nu e niciun proxenet. A încercat el să facă o ghidușie, a trimis niște actrițe de filme pentru atul să recupereze banii și s-a primit. Așa că dacă ești justițiară și aperi dreptatea în lume, fă-o până la capăt. Banii sunt ai agenției. Mă rog, nu i-a recuperat el tocmai ortodox, dar nici nu i-a făcut exploată pe care va înțelegi? Mhm. Da, ai și tu dreptat. Păi normal că am. Deci banii pe care eu i-am luat nu sunt din proxenetism. Nu, eu ce spun aici? Sunt bani făcuți legal de agenția de publicitate. Bine, poftim banii, sunt toți. Bine că n-am apucat să dau fetelor. Dar oricum alea ar fi recunoscut adevărul și nu i-ar fi luat. Oh, sigur că da, mie îmi spui. Dar știi ceva? Mai avem o problemă. Alta? Soțul meu chiar n-a mințit când a spus că n-are bani să-și plătească datoria. Și la cât e de grav acum că l-am cam lovit, nu știu dacă ți-ai zis al tău. Nu mi-a zis. Și cam puțin probabil să-și revină ca să o ia iar la muncă. Aoleu, e greu. Și știi ce? Hai că găsim noi o soluție așa ca între fete. Uite, fost drăguță, mi-ai dat banii, oricum sunt de 3 ori mai mulți decât avea soțul datorie și găsim un mod să o stingem. Nu? No? Așa, că trebuie să mă ardoice. Salut, mă! Bă, lucru de mirare, bă! Mușchiulica a ieșit curat la testul antidrog. Dar ce e șeful de mirare că n-a consumat? E normal, e băiat cu minte, e sportiv. Unde e prezumția de nevinovăție, șeful? Păi și atunci de ce răgneam în halul ăla în incinta secției? Da. Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Vreau să fiu lăsat în pace. Vreau să lucrez în liniște. Opriți, vă rog, controle la confetăria mea, că nu mai pot. Nu fac nimic rău acolo, muncesc atât. Și promit că n-am să fac nicio reclamație în veci pentru telefonul stricat și restul și așa mai departe. Vă rog să mă lăsați în pace. Vă rog mult de tot. Despre ce telefon și restul nu face reclamație asta, mă? Despre... Hai, ia stați, acum îmi dau seama. Pe ăsta îl băteați de urla în halul ăla, a? Nu, șeful, noi n-am bătut pe nimeni. Păi și atunci ce făceați? Foloseați metode mafiote de intimidare, că ceva făceați? Noi suntem victimele, șeful, de fapt. Că noi ne-a dus la el în control și el a început să rățui la noi. Și ne-a rățuit și noi un pic la el. Adică ce să vă zic, că l-am și înjurat. Dar al dracu, șmecherul, hoțul, avea un telefon mobil și ne-a înregistrat cu el și ne-a amenințat că ne face reclamație. Și atunci l-am chemat și noi la secție și i-am luat telefonul mobil și l-am distrus ca să nu mai aibă probe. Și asta e. Bravo, mă, foarte bine ați făcut. Dar ce căutați în control la el? Păi dacă are prăjituri de rahat. Apropo, șeful, s-au dat niște bani recompensă pentru captura de droguri? S-au dat. Da, i-am dat și eu în ora de la centru, ca mită, ca să nu ne facă raport că am umblat în punga cu droguri și că am desfăcut-o. Dar ei n-aveau de unde să știe ce cantitate am confiscat și nici măcar dacă pachetul era sigilat sau nu. Păi și acum îmi spui, mă, fată, acum după atâta timp, dacă îmi spuneai la timp, scăpam banii de recompensă. Acum e târziu, foarte târziu. Pisica. Victorie? Victorie, bine. Bravo! Dă-mi lista! Păi nu am. Că nu mai... Adică nu o distrusese de mult, o rupsese. Minte de
unde știa că vii tu? Păi nu știa, iubire, că nu aveam să știe, dar au rugat-o actrițele să o rupă și ea a rupt-o. Ha. Minte! Ce interes aveau fetele să nu mai am eu datele lor de contact, ha? Păi aveau, măi, bre, aveau, gândește-și tu logic. Uite, mă, le-am împărțit banii și ele se simțeau cu musca pe căciulă că și-au însușit niște bani nemunciți și atunci au făcut-o așa fel încât să nu dai de urma lor, să nu le tragi la răspundere. Și Balenuța, suflet nobil și caritabil și bun, a rupt lista pentru ele, înțelegi? Minți! Cum adică mint? Minți că erai prea veselă când ai intrat pe ușă și la așa veste proastă n-aveai cum să fii bucuroasă. Păi nu, n-avem cum, da. Am și o veste bună. Ce veste, că nu te-a pocnit și nu te-a lăsat lată și pe tine așa cum a lăsat pe mine? Păi ce, mă, eu sunt tolomacă ca tine, mă, să dai în mine? Păi dacă te dea, o făceam biftec. Întreaga, am stat de vorbă cu ea. Ca de la om, la om, mă rog, ca de la om la Balenuță. Și i-am arătat contractul lui bărbasul. Și femeia și-a dat seama, justițiara din ea, învins. Așa ți-a dat dreptate, dar dreptatea nu se pune în portofel, așa că... Dreptatea nu. Da, ăștia. Da. Mi-a plătit datoria lui bărbasul. 1500 de euro, uite. Că-i concepeți că să-i dau lui Popaza? Nu toți, jumate. Ba, pe toți, că nu m-a crezut că m-a pocnit huiduma și mi-a luat. A zis că i-am dat eu țeapă. Ai, mă, nu. Nu face asta. Aole, dacă tu ești fraier, asta înseamnă că sunt și eu. Nu și nu eu. Nu tu, tractul. Hai cu mine la laborator să facem analizele. Mușchiulică, mușchiulică, ai luat-o pe făină, adio poliția. Mai bine o luai pe ulei, bă. Mușchiulică, mușchiulică. Măi, frate, Doamne, apără, bine că am scăpat! Unde soartă, Matiescu? Bă, tu totuși ești! Hai de la intrarea lui Jean.